Salutare, eu sunt Ciprian de la biletul-zilei.com și pentru ziua de duminică mizez pe două meciuri de fotbal care împreună ne oferă o cotă totală de 2,23. Am ales cele două pronosticuri din oferta celor de la Superbet. Începem cu primul duel amicalul dintre Italia și Bosnia, iar propunerea pe care o recomand este un bet builder la o cotă de 1,35. Italia este echipa care va obține cel puțin un rezultat de egalitate și în meci vor fi înscrise minim două goluri, dat fiind faptul că italienii au o formație puternică și o strategie bine pusă la punct. A doua recomandare vine tot dintr-un meci amical și anume meciul dintre Slovacia și Țara Galilor, în care pronosticul meu la o cotă de 1,65 este că ambele echipe vor marca sau în meci vor fi înscrise cel puțin 3 goluri. Amândouă echipele au demonstrat în trecut o capacitate ofensivă solidă, în timp ce apărările lor au arătat unele vulnerabilități. Țara Galilor cu atacanți talentați și Slovacia, echipă cunoscută pentru jocul său agresiv, promit un meci spectaculos. Acestea sunt recomandările mele pentru duminică, ne revedem mâine cu biletul Cotă 2 pentru ziua de luni. Mult noroc și toate cele bune!